Bună, dragilor! Bună ziua! Pentru că mulți m-ați întrebat de evoluția tatălui meu și vreau să vă spun, este aici lângă mine. Suntem cu minus 6 kilograme. Cum te simți cu minus 6 kilograme? Ai de capul meu! Dar cum mă sunt cu ăsta, mână? Da, noi acum mergem la cumpărături și am decis rapid să ne luăm prânzul. Prânzul este acesta, da, după cum îl vedeți, da. Pe care tata îl adoră. Ia, spune, cum îl simți? Băi, dar nu pot fără el. Ce-ți place cel mai mult? Că e dulce sau că e rapid? Nu. Îmi ține de foame. Așa? Și mă simt extraordinar de bine. Și volumul, ia, spune, cum te simți cu volumul? Nu. Că la început, în primele zile, deja ai început să te apleci, mi-ai spus? Da. Că nu te lăsa burtica? Picior peste picior, care nu puteam să-l pun. Exact, bravo, uite, eu uitam să vă spun, tatăl meu îmi spunea că de mulți ani nu mai putea să pună picior peste picior și acum aș ține picior peste picior și fumează. Da, încă nu am putut să lăsăm obiceiul ăsta. Sunt un gentleman. Da, i s-au desumflat, v-am mai spus că are picioarele desumflate, nu-l mai dor, doarme mult mai bine, respiră mult mai bine, este super energic, vrea să repare tot în casă. Eu trebuie să-i spun, mai cu calm, că mai avem și altceva de făcut, este și altceva pe listă, dar energia lui, asta este energia pe care și-o ia din alimentație. Da. Și nu doar din shake-uri, cum mulți credeți că eu numai asta mănânc, nu. No. Cine-l cunoaște pe tata știe că el nu ar putea să mănânce doar asta, dar în schimb mâncăm foarte sănătos, foarte echilibrat, foarte des și cel mai mult am ajuns la aproape 6 litri, nu tată, de apă? De lichide? Da. Că nu e numai apă, tata a ajuns să bea 6 lichide din care ceai, cu aloie, cu fibră și apă și am lăsat și celelalte obiceiuri care le avea mai vechi și ne-am întors spre o viață sănătoasă pe care o adoră. Nu mai am poftă de bere, am făcut abuz de vin într-o seară și m-am simțit tare rău. Abuz că ai băut cu două Ruben. Bare, da. Exact, a băut cu Ruben o sticlă de 750, din care și eu am gustat puțin, deci practic a venit cam, da, două pahare la fiecare, nu? Da, un vin foarte tare care... Da, și a simțit imediat la picioare durere și s-a simțit neplăcut în seara aceea și bineînțeles și-a dat seama ce se întâmplă cu noi atunci când facem doar un mic abuz, cum a spus și el acum, dar ce este frumos este că imediat după ce te-ai întors la viața sănătoasă și la stilul de alimentar, mi-a revenit. Și-a revenit. Și da, am suferit o zi. Noaptea m-am plimbat în curte, nu puteam să dorm. Da, dar spune, ce te durea? Picioarele, agitat. De la zahărul din vin. Da. Agitat, fără somn. Da, și durerea de picioare, aceasta a simțit. Dar sper că v-a plăcut povestea noastră și vom mai spune, pentru că evoluția lui nu se termină aici, suntem doar în 15 zile? Nu, nici nu avem. Tata a început pe 28. Ba, am, că e după 28. Noiembrie. Noiembrie. A, da, exact, da. Da. Cer scuze, deci sunt mai mult de 15 zile, deci 2 săptămâni. Până vorbim de 3 săptămâni și toate aceste rezultate sunt minute. Vă pupăm pe toți și nu mai spunem. Ciao! Ciao!